Știați că România a fost desemnată țară strategică la nivelul Comisiei Europene în ceea ce privește producția de energie regenerabilă? Avem mult soare și mult vânt comparat cu celelalte state membre. Spre exemplu, Germania are între 890 și 950 de ore radiații maximale solare pe an. România are o medie de 1380 de ore pe an, maximum fiind de 1850 de ore pe an. Prin urmare, putem produce mult mai mult decât țările vecine și celelalte țări, state membre ale Uniunii Europene. Ăsta este și motivul pentru care Uniunea Europeană a alocat peste 40 de miliarde de euro pentru producție de energie regenerabilă în România. Astfel vom putea realiza obiectivul măreț de a consuma 34% din resurse regenerabile până în 2030. Nu uitați, cu un hectar puteți obține un megawatt oră, respectiv 1380 de megawatts în medie pe an, care produc aproximativ 10-12 mii de euro pe lună. EMAS Energy construiește la cele mai avantajoase, competitive, dar mai ales cele mai eficiente parcuri fotovoltaice.